Dumnezeu nu aplică primul caz la ei, cel al consacrării, ci aplică al doilea caz, al contaminării. El spune, poporul e contaminat, e spurcat și toate lucrurile de care se ating ei sunt spurcate. Dar de data asta Dumnezeu nu aplică, nu aplică sanitar sau ceremonial, ci aplică spiritual. Da? Nu erau contaminate jertfele, da? Fiindcă ei s-au atins de niște morți, ci pentru că ei trăiau în păcat, tot ceea ce făceau înaintea lui Dumnezeu și felul în care slujeau pe Dumnezeu era pângărit. Adică dacă veneai cu animalul și animalul era fără cusuri, cum cerea Dumnezeu, Dumnezeu îi spune pângărit. Păi cum, Doamne, că ți-am adus exact cum ai cerut? Pângărit! Dar de ce e pângărit? Pentru că ești neascultător în restul timpului. Pentru că v-am cerut să zidiți templul și voi nu-l zidiți. Pentru că am dat cu bâta pe voi și voi tot nu v-ați pocăit, spune Dumnezeu mai jos. Tot nu v-ați întors la mine. Dar voi veniți cu jertfele. În timp ce templul stă dărâmat, preoții își făceau treaba, dar templul nu era zidit. Principiu foarte simplu de înțeles din tot ce spune aici, din principiul pe care l-a prezentat Hagai și din aplicarea acestui principiu, principiul este următor pe care îl extragem. Slujirea parțială venită dintr-o inimă împărțită care nu-i dată cu totul lui Dumnezeu sau dintr-o inimă nesfințită, această slujire este spurcată sau pângărită. Și lucrurile se aplică la fel la noi. Simplu, luăm un caz foarte simplu ca să vedeți că e logic. Dacă eu toată săptămâna trăiesc în păcat, în neascultare, nu citesc cuvântul, nu mă rog, nu fac treaba, nu mă porc cum trebuie cu soția, nu mă porc cum trebuie cu copiii, nu mă porc cum trebuie cu frații, trăiesc de capul meu și vin duminica la adunare și cânt ce aia? Aia nu e închinare, aia e spurcare. Dumnezeu, aia e spurcare. Și mă rog, ce aia? Spurcare. Și predic, ce aia? Înaintea lui Dumnezeu. Acum, înaintea oamenilor s-ar putea să fie într-un fel sau altul. Asta contează foarte puțin evaluarea pe care mi-o face omul. E spurcare. Asta spune Dumnezeu. Tot ce faceți voi pentru că nu ascultați de mine, pentru că nu trăiți în sfințenie, toată slujirea voastră este spurcată.